Invazie de păduchi în școlile din OLT. Este deja o modă ca la fiecare început de an școlar, unitățile de învățământ să se umple de elevi cu păduchi. Practic, nu mai este nicio rușine ca un copil să apară cu păduchi. În unitățile de învățământ de la nivelul județului OLT au fost examinați un număr de 52.432 de preșcolar și elevi, ocazie cu care au fost depistate 137 cazuri de pediculoză, 22 de cazuri cu micoze, 104 cazuri cu angine și alte boli infecțioase în număr de 38. 9 copii încă mai au păduchi. 70% dintre cazurile cu această problemă au fost din mediul rural, iar restul de 30% sunt din școlile din oraș. Din păcate, deși protocolul de tratament specific o izolare între 7 și 10 zile, există și părinți care refuză să-și țină copiii acasă, astfel că numărul copiilor ce au pediculoză se poate înmulți. Mai ales că pediculoza sau infestarea cu păduchi nu este neapărat o problemă de igienă personală și poate afecta elevi din toate mediile sociale, pentru că, așa cum se spune în popor, insectelor le place părul curat. Infestarea cu acești paraziți este favorizată de neglijarea regulor minime de igienă individuală. Medicii avertizează părinții să țină cont de următoarele reguli în cazul în care se confruntă cu această problemă. Trebuie să-și părul scurt și să folosească șampon antiparazitar. Anul trecut, la începutul anului școlar, au fost găsiți 185 de elevi cu păduchi, dintre care 22 încă mai aveau această problemă și la șapte zile de la controlul inițial.